În ultimii 4 ani, sănătatea a reprezentat o prioritate pe agenda de lucru a Consiliului Județean Hunedoara și a președintelui Laurențiu Nistor, candidat PSD, pentru un nou mandat la această funcție. Pe lângă modernizarea și dotarea cu aparatură de ultimă generație a Spitalului Județean, o nouă secție de primiri urgențe, o investiție vitală o reprezintă unitatea de supraveghere avansată a cardiacelor cronici prin achiziționarea unui angiograf, investiție de 7,5 milioane lei, prin care se realizează montarea de stenturi și care a dus la salvarea vieții a 10 de pacienți cronici. Iar proiectele de investiții nu se opresc aici. Am o satisfacție deosebită, fiindcă am văzut evoluția și modernizarea acestui spital în timp. Avem și proiecte de viitor. Oncologia și radioterapia. Dacă ne gândim că pacienții oncologici reprezintă o pondere foarte mare în ceea ce privește indicatorii de morbiditate și mortalitate în județul Hunedoara, atunci realizăm că acest lucru de realizarea unei secții noi de oncologie, realizarea unui centru de radioterapie au fost mai mult decât necesare. Și fiindcă știu din practica medicală ce sufereau pacienții noștri oncologici care trebuia să facă radioterapie, să se încoloneze noaptea la ora 3 în diverse centre universitare, în diverse orașe ca să ajungă să facă aceste tratamente de radioterapie, atunci ne gândim ce importanță majoră are înființarea unui centru de radioterapie în Deva, în județul Hunedoara, fiind nu numai o investiție locală și județeană, ci chiar regională, fiindcă este o investiție pentru întreaga zonă de vest. Alte investiții pe care dorim să le promovăm și să le facem, sigur că odată cu înființarea acestui centru de radioterapie se va reorganiza și actuala secție de oncologie cu 45 de paturi găzduită într-o clădire care și ea a fost reparată și renovată, dar cu paturi insuficiente. Și atunci vom muta și secția de oncologie tot în aceeași clădire care se va construi pe mai multe nivele, pe 4 nivele și totodată și secția de oncohematologie.